Peste 60.000 de ouă au fost reținute de la comercializare în urma unui control efectuat de inspectorii sanitari din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Cluj la sfârșitul săptămânii trecute. Inspectorii sanitari din cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Cluj au desfășurat un control privind respectarea legislației în ceea ce privește comercializarea ouălor în unitățile de tip depozit alimentar. Acest control a survenit în urma măsurilor de prevenire a introducerii în lanțul alimentar de produse neconforme cu legislația privind siguranța alimentelor. Au fost verificate 27 de unități care desfășoară activități de depozitare și comercializare a ouălor cu amănuntul sau în regim angro, iar inspectorii sanitari au constatat câteva nereguli. Printre acestea se numără comercializarea de ouă în unități care nu erau înregistrate veterinar și comercializarea de ouă care nu respectă normele legislației Uniunii Europene privind etichetarea, marcarea sau gramajul. Au fost reținute de la comercializare 60.482 până la clarificarea situației sub raportul certificării calității și marcajului și au fost aplicate un număr de 8 amenzi contravenționale în valoare de 6.800 de lei. De asemenea, au fost confiscate 2.162 și 63 de kilograme de produse din carne, valoare de 1.359 de lei, care au fost dirijate spre neutralizare. Acțiunile de control ale inspectorilor sanitari din cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Cluj vor continua și în zilele următoare.